Salarii mărite cu 10% de la 1 decembrie pentru toți bugetarii. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea luni seară potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Peste 200.000 de angajați la stat se vor bucura de această măsură, cu condiția să nu mai fi beneficiat de alte majorări în cursul acestui an. Inițial, ordonanța de urgență a guvernului 35/2015 prevedea doar majorarea salariilor din sănătate cu 25%. Însă un amendament PSD adus în comisiile de specialitate din Parlament a prevăzut că vor crește și salariile tuturor bugetarilor cu 10%, cu condiția ca aceștia să nu fi beneficiat în cursul anului 2015 de alte majorări. Premierul Dacian Cioloș a anunțat deja că România își va atinge ținta asumată în fața FMI de a avea un deficit mai mic de 3% anul viitor, chiar și cu noua mărire de salarii. Nu mă surprinde că președintele a promulgat legea. Am avut o discuție cu dânsul ieri și legat de acest subiect și am spus că în calculele pe care le-am făcut am inclus și această creștere de 10%. După calculele noastre putem rămâne în ținta de deficit de 3% cu această creștere. N-o să tăiem. În schimb, o să mergem pe partea de investiții unde am rezervat fonduri și pentru investiții atât la Ministerul Dezvoltării cât și la Ministerul Transporturilor. Dar o să facem un efort din absorpția fondurilor europene ca să avem și investiții așa cum ne-am propus.